Haideți să-ți spun câteva parfumuri care inițial nu mi-au plăcut, după care au ajuns să-mi placă foarte mult. Pe Tom Ford Ombre Leather l-am cunoscut într-un moment în care nu eram fan al acordului de piele. Când l-am mirosit prima oară, am avut impresia că am luat bătaie de la interiorul lui Optimus Prime. Ulterior am descoperit că e o piele chiar delicată, foarte ușor de purtat în multe situații, dar da, trebuie totuși să-ți placă acordul de piele. Moschino Toy Boy în prima fază mi s-a părut o nenorocire dulce cu trandafir, un sirop inutil de trandafiri. Mi se părea dulce, înnecăcios și supărător. Da, mi-am mai schimbat părerea, acum mi se pare o opțiune bună. Trandafirul mi se pare una dintre cele mai bune reprezentări, care nu se duce în trandafir bulgăresc și obține foarte interesantă de zile răcoroase. Pe Prada L'Homme Intense l-am cunoscut într-o perioadă în care irisul nu mi se părea o idee bună. Mi se părea că miroase prea feminin, mi-era frică de el. Mă temeam că o să miros a ruși de buze, dar în cele din urmă am descoperit că este un parfum fantastic de purtat la birou în vremea rece, un parfum care atrage atenția și în care irisul nici măcar nu e chiar atât de prezent ca în alte parfumuri. Și apoi Pirate's Grand Reserve. Prima oară când l-am mirosit, mi s-a părut că miroase a pirat, wood, bat și pasionat de ciocolată. Și cred același lucru despre el și acum, doar că îmi place. Are o pornire de rom cu lemn, așa ca într-un butoi în care s-ar ține rom cu ciocolată, dar e ceva ușor animalic întunecos în el, lucru care acum mi se pare că îi dă complexitate, dar prima oară m-a bulversat. Ce încerc să spun cu toate aceste parfumuri e că niciunul dintre parfumurile astea, chiar dacă ți se pare mai ușor de abordat sau nu, nu e de luat așa fără să-l testezi în prealabil. Cam asta e ideea. Și s-ar putea ca unele parfumuri să intre în viața ta la momentul nepotrivit.